Administrația Spitalului Dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara a reamenajat un etaj al clădirii serviciului local de ambulanță și l-a transformat în 5 apartamente cu o cameră destinată tinerilor medici care doresc să vină să profeseze aici. 4 asemenea locuințe sunt ocupate de medici din județele Caraș-Severin, Olt, Cluj și Sibiu. Tinerii medici își plătesc doar facturile de întreținere, nu li se percepe niciun fel de chirie. Pe lângă asta, au asigurată și masa, un lucru important pentru ei, deoarece sunt veniți singuri într-un oraș mic. Încă din primele zile de care am preluat mandatul, m-am preocupat foarte tare să aduc medici. Și nu m-am rezumat doar la a da anunțuri pe canalele noastre clasice, respectiv în cotidianele locale sau pe publicațiile de specialitate. Am mers în marile centre universitare unde i-am căutat. Și a fost foarte important să luăm contact cu medicii tineri, pentru că, evident, Hunedoara pentru ei era o necunoscută, era un oraș micuț și nu știau prea multe despre el. Le-am explicat care sunt condițiile de la noi din oraș și mai ales de la noi din spital și am insistat foarte tare ca ei să și vină să vadă spitalul. Și au venit, au văzut spitalul și au rămas impresionați. Pe lângă toate acestea, conducerea spitalului le asigură și sprijin în integrarea în societate. Avem întâlniri cu ei, chiar săptămâna viitoare avem programat o întâlnire și cu domnul primar, în care o să ducem toți medicii tineri care au venit în ultimul timp la Hunedoara să-i cunoască și să se acomodeze. Mulți dintre ei s-au integrat foarte bine, unii și-au întemeiat familii, acum au locuințe proprii, dar începutul acesta, că e cel mai greu în primele zile să vii să ai un loc de muncă într-un oraș nou și să nu ai locuință. Începutul acesta a fost extrem de important pentru ei. Unul dintre medicii veniți din Timișoara la Hunedoara are numai cuvinte de laudă de ceea ce a găsit aici. Sunt facilități destul de multe pentru România, pot să spun. Am primit cazare, și alte facilități pentru tinerii doctori, mai sunt și alți colegi de-ai mei, veniți din Timișoara, foarte bine. Ne descurcăm, ne facem meseria. Aici am găsit loc, imediat după ce am terminat rezidențiatul. Aici am fost invitat și aici am rămas. Avem tomograf, RMN, aici în spital. Deci putem să ne facem meseria cu brio. În ultimii 3 ani de la această unitate au plecat 6 medici la alte spitale, ori în domeniul privat și s-au pensionat 7. În aceeași perioadă au venit 40 de medici tineri, cu tot cu rezidenți.